v-am găsit la Mișcare cu Corina. Astăzi o să lucrăm împreună musculatura abdominală. Știți că în fiecare săptămână avem câte o zi sau două în care lucrăm musculatura abdominală. Așa că astăzi începem cu partea superioară a abdomenului, corbia sus, sus cu expirație. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menține sus brațele, abdomenul contat și presează scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mâine la ceapă și sus, întinde cu un picior. Lucrez aici și abdomenul superior și cel inferior. 2, 3, 4, 5, 6. Trage de trunchi în față, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aducem și celălalt picior, picioarele întinse, tărpile paralele cu tavan, brațele lateral și presăm scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menține abdomenul încordat. Mâine la ceapă și sus. Pot la genunchi opus. Lucrează și oblicii abdominali. Sus cu expirație. 2, 3, 4, 5, trage într-un sus. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menține trunchiul sus, ușor cobor în picioarele și cobor cât un picior în doi, stângul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, menține trunchiul sus, 4, 3, 2, 1, schimbăm picior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menține apropiat, trag de genunchi la piept și întind. Lucrăm abdomenul inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trecem cu sprijin la fesier, picioarele întinse, lucrăm abdomenul inferior, cobor, picioarele întinse, urcăm în doi timp, coborăm în doi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, coboară ușor, ridică apus și execut forfecarea, abdomenul încordat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm cu genunchii la piept. Executăm sus, ușoară rulare, relaxăm abdomen,
întinde, presează. Ultimul exercițiu este pentru oblici abdominali. Am genunchi întors spre stânga, fața rămâne sus și sus, trag de plin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 6, 3, 2, menține sus și presează scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schimbă partea. Fata în sus și trage de trunchi în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, menține sus și presează scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm, întinde brațe, picioare, relaxează abdomenul. Acestea au fost exercițiile de astăzi pe care vi le-am propus pentru abdomene. Sper că ați lucrat așa cum trebuie împreună cu mine, așa că vă aștept și mâine la mișcare cu Corina, fiind în forță și în formă, oriunde și oricând. V-am pupat!